Femeile vor putea să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare într-o nouă situație conform unui proiect de act normativ adoptat recent de senatori. Astfel, doamnele care au născut cel puțin 3 copii înainte de 1 octombrie 1990 și care i-au crescut până la vârsta de 10 ani vor putea să se pensioneze mai devreme. Totuși, regula se va aplica doar în măsura în care femeile au realizat stagiul complet de cotizare. Mai exact, proiectul adoptat de prima cameră prevede că reducerea vârstei de pensionare va fi de un an pentru 3 copii sau de 2 ani pentru 4 copii ori mai mulți. Aceasta nu va putea fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de legea pensiilor sau de legile speciale, iar vârsta de pensionare diminuată nu va putea fi mai mică de 55 de ani. Noile reguli sunt pe placul giurgiuvencelor care spun că adoptarea unui astfel de proiect le-ar mai ușura situația celor care fac parte dintr-o astfel de categorie. Ce părere aveți despre proiectul de lege care le oferă posibilitatea femeilor să iasă mai devreme la pensie dacă au 3 copii? E binevenit pentru că femeia muncește mult mai mult ca un bărbat. Îngrijește și casa, și copiii, și soțul, are și servici. E o treabă bună. În viziunea lor, aceste femei ar fi niște mame eroine. Ce părere aveți? Eu cred că ar trebui și mai mult, pentru că au crescut 3. Care crește doar unul e mai puțin. E foarte bun. Părerea mea, nu am copii, dar părerea este, asta, problema care au pus-o e foarte bună. Adică să iasă mai devreme, e normal. O părere foarte bună. Foarte bună, femeia a născut 3 copii, are drept sigur. Dar a fost și înainte, a mai fost legea asta. Care era cu pensia, care îi dătea dreptul. Deci nu este o noutate. Pentru... Și e foarte bine să facă chiar mai multe pentru doamnele care au născut copii, pentru femei în general. Să facă mai multe, să dea mai multe legi. În anul 2002, în vechea lege a pensiilor, a fost introdusă posibilitatea reducerii vârstei de pensionare pentru femeile care au născut și crescut cel puțin 3 copii. Însă aceasta a fost eliminată odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În opinia senatorilor, situația aceasta a creat o nedreptate. Propunerea legislativă va ajunge în perioada următoare la Camera Deputaților, care este for decizional pentru a intra în procedura de dezbatere și adoptare.